Probleme cu suporterii ați avut de-a lungul timpului? Că ați avut, de exemplu, cu șeful poliției, da? Așa, nu știu, mai pătimași care să... Nu, suporteri pătimași au fost. De exemplu, ceea ce am regretat eu, că unii suporteri din Galeria Rapidului, de exemplu, acolo... Eram... Galeria pe care de altfel da, o iubiți. Da, păi am scris și o carte, Galeria nebună, Galeria Rapidului, am scris, da. Și acolo, cum să spun eu eram un fel de idol acolo în Giuleș când ajungeam. Dar numai că au mai fost și unii când eu n-am mai transmis mereu toate meciurile Rapidului să mă duc mereu în otcoavă și mă duceam cu așa când mai rar. Da, atunci, da, sigur că unii s-au revoltat. Că, și mi-au spus, domnule, m-aș amenințat că să nu mai zic gol lung împotriva Rapidului. Și a spus, domnule, nu te spăra, trebuie să fiu obiectiv. Cum adică v-au amenințat? Păi a venit o dimineață, mă rog, unul cu cuțit așa, dar... Cu cuțitul? Da, m-am speriat deloc. Mă ceam la radio și a venit așa. Dar el pe urmă, așa... Dar sunteți curajos, dă făile, că cu cuțitul, dar nu m-am speriat. Ce, te rog să mă zici la gol. A, vreau să vă intimideze așa. Sigur că da, nici o chestiune, a spus, nu știu ce este, zic, eu îmi fac meseria, zic. Da. Și dacă îmi zic pentru Rapid, păi numai pentru Rapid, nu se poate. Eu sunt obiectiv, se poate, trebuie să fii. Jurnalist. Când joacă într-un meci internațional, într-un meci de cupele europene, de exemplu o echipă românească și una străină, la golurile străinilor zic sec. Și la handbal și la fotbal. Gol. La noastră nu. Da. Gol. Da. Mai sus. Mă rog, un pic mai așa, hai să zicem, da. Da.